Municipalitatea face pregătiri pentru declanșarea campaniei de curățenie generală a orașului, solicitând implicarea tuturor romașcanilor. Am trasat ca sarcină în începerea aprovizionării pentru activitatea de primăvară, de fapt și serviciul lucrării de litar publice și serviciul administrativ vor fi implicate în pregătirea orașului cu ocazia venirii primăverii. Am trasat sarcini punctuale, astfel încât aș vrea, inclusiv prin lansarea unui concurs, cum am făcut în fiecare an, curățenia de primăvară, să înceapă de îndată ce timpul ne permite, dar pregătirea să înceapă chiar de astăzi, până la termenul final, până la zilele municipiului Roman. Edilul șef al municipiului susține că se impune mobilizarea tuturor cetățenilor orașului pentru că, după o iarnă lungă și urâcioasă, orașul recunoaște. Acesta arată extrem de murdar și cenușiu. Trebuie să începem activitatea de curățenie, de igienizare, de strângere a mizeriilor, pregătirea orașului, așa cum o facem în fiecare an, acțiunea de primăvară, o acțiune în care să implicăm forțe cât mai multe și din alte domenii de activitate, din educație, din instituții publice, sigur sub tutela primăriei, astfel încât zilele municipiului Roman să găsească orașul înflorit, înfrunzit, curățit. Edilul șef pare destul de visător în privința implicării romașcanilor în campania de curățenie, ținând cont de faptul că mulți dintre romașcanii noștri sunt total lipsiți de elementarul bun simț. O mostră în acest sens o constituie transformarea pereților casei de cultură în WC public, în care materiile fecale stau la loc de cinste. Sperăm ca Societatea Rosal, la solicitarea primăriei, să trimită o cisternă cu apă și să fie salubrizată zona, iar poliția comunitară să mai treacă din când în când și să împrăștie cetele de boschetari care își fac viacul prin zonă.